Aici e destul de clar că nu prea există pereche majoră care să nu fie influențată de ceea ce va decide Banca Centrală din Statele Unite. Și aici este este miezul. Dacă avem o părere clară, putem să ne poziționăm înainte, dar cu o gestiune strictă, strânsă a reperelor de minim de take profit și stop loss. Dacă nu avem o idee clară, atunci e bine să ne gândim, să ne pregătim în minte niște scenarii despre cum ar putea reacționa piața după, după, decizia FED și cam ce ar putea să spună. Pentru mine este destul de clar că EUROSD se simte confortabil în interiorul acestui canal de trend descendent. Îl vedeți. E aici cu noi din 2019 și tendința descendentă de fapt e mult mai veche, de la început de 2018 îi place, îi place să start fresh să pornească de la să, să aibă un nou început la fiecare debut de an vedem că lucrurile tin să iau o altă direcție în acele momente EUROSD se mișcă astfel în condițiile în care economia europeană este clar într-o altă fază și s-au pus unor alte riscuri decât cea americană, chiar dacă nu este cea care vizează direct nu este cea care inițiază direct aceste tensiuni comerciale, nu are nici rezerva, inclusiv dacă ne gândim la ratele de dobândă, rezerva pe care o, o au celelalte regiuni, mai ales Statele Unite. Iar Decizia Băncii Centrale Europene, care apropo s-a înscris în. Uh, am văzut asta când am aterizat, s-a înscris în uh, uh, ipoteza noastră, doar că programul QA a uh, a, a semnat inițierea 20 de miliarde de, de euro achiziții lunare, dar moștenirea pe care o lasă uh, Draghi este una, zic eu, benefică pentru Cristin Lagarde, pentru că îi va, va permite să spună doar, doar mergem pe o continuare a uh, liniei anterioare. Și apoi, uh, la început, există aceste calibrări ale comunicării din partea noului guvernator către presă și către piață, din partea pieței care încearcă să uh, detecteze nuanțe și Cred că a fost mai bine, mai bine totuși în perspectivă că Draghi a luat această decizie. Acum, dacă, dacă este înțelept că toată lumea se bazează pe bănci centrale pentru a stimula creșterea și că alte reforme au fost amânate, asta e o altă discuție și cred că mai probabil răspunsul e nu. Dar băncile centrale sunt forțate să acționeze în, în anumite momente. După cum vedem, piața de capital a reacționat pozitiv în sesiunea de joi, iar EUROSD a avut o reacție așa cum ne-am fi așteptat, una negativă, însă nu una care să dureze foarte mult sau care să, să șocheze. De ce? Pentru că Iată momentul uh, și în cele din urmă a apărut și uh, revenirea. Uh, avem uh, o anumită modificare a uh, abordării din partea băncii centrale europene în privința acelui tiring, acelui sistem de rezerve, care are drept efect indirect pe termen, uh, pe termen scurt o, uh, re, o redresare, o susținere a dobânzilor. Și dobânzile pe termen scurt contează. Și asta a făcut ca în bună parte să înregistrăm această revenire a euro -SD. Nu cred că piața s-a hotărât acum în privința unei direcții pe termen lung, dar cred că natura de oscilații pe termen scurt se va putea menține și că pe, pentru momentul 10-20 este amenințat. Ar putea fi spart. Avem 10-32, 10-55 rezistență. Mai sus și mai dificil de atins 10, 87 10, și 1110. Dar avem și nivelul de suport apropiat 1.09.90 1.09.27 și linia inferioară în jur de 1.09. După părerea mea este foarte bine adaptat EUROSD în, în palierul curent setului larg de incertitudini care pândește și dinspre SUA și dinspre Europa. Mai avem joi contul curent la ora 11, la ora 1 conferința de presă a lui Chiore și Lautenschlager la ora 3. Deci mulți comunicatori din partea Băncii Centrale Europene la 3 și jumătate cere de ajutor de șomaj și învăzări de case deja construite la ora 5 în SUA. Iar vineri, date din Germania cu PPI la ora 9, și pe seară Rosengren la 5.20 pe după amiază încheie o săptămână altfel foarte, foarte plină. Mă uit pe întrebările dumneavoastră, unele sunt deja discutate, altele sunt așa. Bună ziua! Pentru paritatea euro-yen pe intervalul H1 putem vorbi de un trend descendent ținând cont de apariția celor gap. Haideți să vedem un euro-yen Îl discutăm acum uh, pentru că am preluat întrebarea și n-are rost -are să revenim după aceea și o să trecem, bineînțeles, și la alte comentarii. Uh, și o să revin pentru a, pentru a da o, o concluzie oricum despre scenariile vis-a-vis -vis de Eurosede, totuși, înainte de a trece mai departe. Bun. Uh, vedem pe Weekly un canal de trend uh, descendent. Pe H1. Uh, pe nu aș vedea un canal de trend descendent decât dacă, sau un trend descendent decât dacă unim așa niște repere cam la limită, dar nu ar fi orizontul de timp ce mai bun pentru a, vedea, pentru a vedea trendul. Ar fi nevoie de un daily sau mai mult. Deci văd lucrurile cam așa. O tendință descendentă astfel definită care ne dă o rezistență destul de sus spre 121.44. Apoi, față de aceasta, așa cum ați menționat, o corecție. Deci vorbim despre o corecție pozitivă în interiorul unui unui trend descendent mai amplu. Despre asta este vorba. Ceea ce, teoretic, dacă ești suficient de pregătit și rapid, poate fi poate fi abordată în piață. Dar acum întrebarea este care e potențialul pentru o creștere și pe unde ai pune stop loss -ul? Dacă te gândești doar la acest canal de trend ascendent, dacă ne gândim la acest canal de trend ascendent, atunci, atunci putem avea un stop loss foarte apropiat. Dacă ne gândim la mișcarea mai amplă, parcă nu e cel mai bun moment de a intra într-o dinamică, într-o poziție favorabilă euro. Dar pe termen scurt, aș spune că nu este imposibilă o continuare a revenirii. Și e ceea ce se vede și aici. Iar dacă vorbim pe H1, dacă ne referim strict la ultimele sesiuni, avem o tendință descendentă ușor spartă în interiorul acestui canal de trend ascendent. Deci mi se pare foarte simplu graficul. Depinde de time frame și găsim, găsim trendul specific asociat. Dar mai degrabă aici când tranzacționăm euro și ienul, trebuie să înțelegem că tranzacționăm o pereche care în mod tradițional, acum dobânzile sunt foarte joase în ambele, în ambele zone, dar tradițional fluctua împreună cu fluctua logic împreună cu pulsurile sau retragil, retragerile, fluxul și refluxul apetitului pentru risc. Și chiar și acum mai găsești mai găsește anumite bonduri corporate mai riscante drept în Europa. Deci încă cred că se, se mai păstrează, nu la scara de dinainte, se mai păstrează cumva această logică. Deci dacă apare evenimente care să reteze entuziasmul piețelor și al investitorilor, atunci euro-yen tinde să scadă, se să cumpără ieni. Să cumpără Pentru euro-OSD acum, ca idee. Evident, ziua de mâine este cea mai importantă. Avem și alte date pe parcursul acestei săptămâni. Din punctul meu de vedere, scenariul de bază rămâne cel în care Fed taie rata de dobândă, ceea ce ar ajuta EuroSD în primă fază. Probabil ar fi vorba de ceva de ordinul a 70 până la 900 de pipi, deci undeva cam până într-un procent. Dacă nu avem această tăiere arată de dobândă și uh, probabilitatea nu se modifică astfel încât să nu mai fie o surpriză, adică să nu vedem o probabilitate mult peste 50, 60-70% pentru, pentru menținere. Deci nu avem acea ajustare a probabilității, iar Fed-ul uh, păstrează dobânda. Probabil că pe uh, dolarul american o să avem un impuls notabil uh, de creștere, ceea ce ar duce la o scădere a euro-SD, posibil amenințând limita inferioară a acestui canal de trend. Depinde și unde ne vom situa în acel moment. Este un scenariu cu ipoteză mai redusă acum, care însă e departe de a fi de ignorat. Deci cred că există o posibilitate de vreo 35% acum. Uh, și asta putem ajusta mâine, o să vedem ce informații și dezvoltări mai apar ca uh, să se întâmple așa ceva. Și dacă nu vom fi foarte sus, probabil că uh, riscăm chiar să spargem acest canal de trend. Și dacă spargem canalul de trend, în sens descendent, atunci se poate accentua mișcarea, putem discuta poate chiar de un 0118 0 corecție 0108 18 Uh, și uh, mai jos am vorbit despre o acoperire a gap-ului undeva către 1.0780, uh, dacă se întâmplă așa ceva. Deci e o, un uh, set de factori care ar putea să ne conducă în această direcție. Pe lira sterlină, același lucru în funcție de FED, scenariul uh, nostru de bază e că va fi tăiată rata de dobândă și că vom avea o corecție pozitivă, de fapt o evoluție pozitivă, aici n-ar fi corecție pe GBPUSD care are un trend de creștere, dacă nu se va întâmpla vulnerabilitate destul de mare. Boris Johnson nu prea mai are susținere, a fost huiduit la, la o apariție publică, iar, iar lira cred că nu simte această scădere a popularității actualului premier într-un mod negativ. Cred însă că simte nevoia de a se adăposti după o, după o evoluție puternică ascendentă și că ar fi vulnerabilă dacă USD-ul primește un impuls, ar fi vulnerabilă zona de suport de la 23.77. Sub aceasta am avea 23.26 și 1.22.75. În calendar găsim mâine date importante din zona de inflație, acel pachet pentru CPI, PPI și RPI. O să ne uităm în primul rând la indicii de bază pentru prețurile de consum, deci acel CPI anualizat, 1,8%, așteptat, în scădere. Și ne mai uităm la CPI, iarăși anualizat, 1,9%. Și ulterior la core PPI, acesta pentru august, care a fost 2% anterior. El inima ar -o să putem evalua așa din ochi, din prima, pentru că avem codul acela de culori, vedem dacă e sub sau peste așteptări, dacă e peste așteptări, teoretic moneda tinde să reacționeze pozitiv în ciuda ceea ce se scrie în cărțile de, de economie pe termen mai lung, dar e o chestiune pe care am mai discutat-o în trecut. Uh, rezistența ar fi la 1.24.30, 1.24.70, 1.24.80 și undeva spre 1.25. După părerea mea, inflația ar fi are șanse să fie în zona în zona estimată și nu o să mă mai hazardez să să dau niște direcții pentru că despre inflație pentru că sunt cum spuneam dacă ai o raportare la 1,74 este tradus 1,7 și pare o surpriză negativă dacă ai 1,75 core CPI, poți să ai raportarea la 1.8 și atunci pare că totul e ok. Și diferența, de fapt, a fost infimă. Deci e și o anumită zonă de zgomot brownian, să spunem, în, în piețe și privința interpretării datorilor macro. În primă fază, aș spune, privind acest grafic, că este o anumită reticență de a trece consistent și durabil sub 23,77. Și că totuși piața, în mod normal, dacă n-ar exista știri importante, cred că s-ar consolida pe aici căutând o ocazie de revenire. Dar avem aceste date din, din Statele Unite și mai ales decizia de politică monetară. Pentru dolar-ien, episodul incidentului grav din Arabia Saudită a însemnat o scădere cu totul 0,6%. Departe de zile de glorie ale ienului japonez ca activ de refugiu. Tendința de, de atunci încolo a însemnat nu doar acoperirea gapului, ci și atingerea unor noi repere. Mare atenție la evoluția dobânzilor și extrem de important ce va face Fedul pentru, pentru dolar yen. În ipoteza noastră principală, dolar yen este vulnerabil la niște corecții mâine seară 107.80 ar fi suport 107.45 și 107.06, rezistența la 108.46 și dacă o spargem în zona 108.95. Leul tinde să, să crească, avem această ascensiune către 47380 și vedeți că pare a se, a se poziționa pentru o depășire a nivelului respectiv. Avem uh, o perioadă care, în general, nu este favorabilă leului. Uh, mă uit uh, și pe date. Ieri am avut uh, date lucrări de construcții uh, în luna iulie. Față de luna precedentă, plus 4%. Față de anul anterior, dacă vă țineți bine, vă spun trebuie să ne ținem foarte bine pentru că este plus 38,7%. Deci au explodat uh, construcțiile în această perioadă față de anul anterior, de la o bază destul de scăzută, e drept, rămăsese sectorul care nu și revenise puternic după, după criză. Uh, 38,7% ajustat sezonier, 41% neajustat, este spectaculos. Uh, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata, plus 3,9% față de anul anterior, continuă încetinirea aici, plus 1,4 lună la lună, deci se simte, se simte o încetinire în, în comerț care, zic eu, e un warning sign e un avertisment pentru viitor. Urmăriți linia albastră, aceasta totală da? Remarcați tendința sa de aplatizare în martie, aprilie, mai și din iunie, iulie, tendință de încetinire. Se vede asta. Bun. Uh, suportul rămâne la 71,80 și 70,80, dar cred că mai vulnerabil este 73,80 ca rezistență și apoi zona 4,70 și 5. Uh, să evaluăm puțin și dinamica dobânzilor. Da, stabilitate pentru roborul la trei luni și uh, pentru overnight o tendință de scădere 2.14. Da, cam greu să ții, uh, să ți presiunile descendente pe leu în, în frâu cu această uh, remunerare. Cu aceasta eu mulțumesc pentru participarea dumneavoastră. Vă urez o zi plăcută, o săptămână profitabilă și să ne auzim cât de curând cu bine. Toate cele bune, la revedere!